Lev Tolstoi, Jurnal, Jurnal 1847-1895, 1852, 1852, ianuarie 2. Când căutam fericirea, cădeam în păcat, când am înțeles că în viața asta este de ajuns doar să nu fii nefericit. Mi-au apărut în cale mai puține tentații păcătoase și sunt convins că poți fi virtuos și totodată nu nefericit. Când căutam plăcerea, ea fugea de mine, iar eu cădeam în această stare de plictis, stare de la care poți trece spre orice și spre bine și spre rău, mai degrabă spre rău. Acum, când încerc doar să evit plictisul, descoper în toate cele o plăcere. Pentru a fi fericit, trebuie să eviți nenorocirile. Pentru a fi vesel, trebuie să eviți plictisul. Tout vient à point à celui qui s'attendre. Platon spune că virtutea constă din trei calități: dreptatea, cumpătarea și temeritatea. Dreptatea este, mi se pare, o cumpătare morală. Dacă urmezi în domeniul fizic legea, nimic de prisos, ai de a face cu cumpătarea, iar în domeniul moral, cu dreptatea. Cea de-a treia calitate, după Platon, este doar mijlocul de a te pune de acord cu legea, nimic de prisos, adică puterea. Toți oamenii tineri trec printr-o perioadă când nu au niciun fel de noțiuni solide despre lucruri, reguli, alcătuindu-și-le pe unele și pe celelalte. În această vreme, ei se înstrăinează de obicei de interesele practice și trăiesc în lumea moralei. Această epocă de trecere eu o numesc junețe. Junețea se prelungește la unii oameni mai mult, la alții mai puțin. Există chiar oameni care rămân permanent tineri, iar alții care nu au fost tineri niciodată. De ce depinde durata acestei epoci? Așa cum spuneam, în această perioadă, tinerii se preocupă de elaborarea unor noțiuni solide despre lucruri și a regulilor. S-ar părea, deci, cu cât este tânărul mai inteligent, cu atât mai repede va parcurge el această etapă. El își alcătuiește regulile și începe să trăiască în conformitate cu ele. În realitate, se întâmplă însă tocmai pe dos. Latura practică a vieții necesită tot mai multă atenție pe măsură ce ne cufundăm în ea, dar cu cât omul dovedește o înclinație mai puternică spre meditație și află de aceea în ea o desfătare morală, cu atât mai vârtos se va strădui să îndepărteze de sine sorocul acestei treceri pentru a-ți elabora noțiuni adevărate despre lucruri și reguli de viață adevărate, nu-ți ajunge un întreg secol de meditație. Deși merge înainte pe acest drum, necesitatea te obligă să încetezi de a-ți alcătui legi și de a acționa conform unor reguli oarecare deja elaborate. De aceea, când pătrundem în viața practică, începem să acționăm cu toții în baza unor reguli și noțiuni imperfecte și nefinisate, manifeste în momentul când s-a evit necesitatea. Durata acestei perioade demonstrează inteligența, dar nu contribuie la succesele din domeniul vieții practice. Este mai ușor să acționezi în temeiul unor reguli simple, necomplicate, care chiar dacă neadevărate sunt totuși puse în concordanță unele cu celelalte și pe care ți le-ai însușit fără să le mai analizezi, decât să acționezi în temeiul unor reguli care pot fi adevărate, dar care sunt insuficient explicate și unificate. Din cauza aceasta, în lumea bună reușesc mai degrabă proștii decât oamenii deștepți. Două observații pentru scriitorul de belle lettres. Atunci când se lasă peste ape umbra, poate fi foarte rar observată, iar când o vezi, nu stârnește niciun fel de uimire. Orice scriitor are în vedere pentru opera sa o anumită categorie de cititori ideali. Trebuie să-ți definești cu claritate cerințele acestor cititori ideali și chiar dacă în realitate ar exista în lume numai doi asemenea cititori, să scrii doar pentru ei. Descriind tipuri sau peisaje neobișnuite pentru majoritatea cititorilor, să nu scapi niciodată din vedere tipurile și peisajele obișnuite, ci luându-le ca bază și comparând cu ele pe cele neobișnuite, să le descrii.